Cozi uriașe s-au format și astăzi la majoritatea ieșirilor din Federația Rusă. Autoritățile din Kazahstan anunță că, imediat după anunțul lui Vladimir Putin despre mobilizarea parțială, aproape 100.000 de cetățeni ruși ar fi ajuns în țară. Între timp, Rusia a decis deschiderea unui centru de recrutare la unul din punctele de trecere a frontierei cu Georgia, pe unde fug sute de ruși în încercarea de a evita să meargă la război în Ucraina. Autoritățile kazahe au anunțat că peste 98.000 de cetățeni ruși au intrat în Kazahstan. Președintele Tokayev a îndemnat la compasiune și solidaritate pentru cei care fug de înrolarea forțată. Compania americană de tehnologie Maxar Technologies a publicat imagini din satelit. La frontiera Rusiei cu Georgia, cozile de mașini ajung la 16 kilometri. Venim de la Moscova, stăm la coadă de vineri. Am lăsat soția în urmă să vină cu mașina, în timp ce eu și copilul meu am reușit să trecem granița cu bicicleta. Nu știu când mă voi putea întoarce, poate niciodată. Mi-am pierdut casa și cultura căreia i-am aparținut. Cozi s-au format și la granița ruso-norvegiană de la Storskog. E cu certitudine înfricoșător să te afli în Rusia. Nu există siguranță, așa că am decis să părăsim țara, cel puțin pentru o vreme. Vedem o aglomerație la majoritatea punctelor de trecere din Europa. De exemplu, la hotarul ruso-finlandez, situația nu diferă prea mult față de cea de aici. A crescut simțitor fluxul de traverseri ale cetățenilor ruși, mai ales ale bărbaților. Masmedia rusă, inclusiv canalele de stat, au raportat luni că polițiștii ruși de frontieră au început să îngrădească libera circulație la hotar, mai ales pentru bărbați, invocând legea mobilizării. Însă nu e clar cât de răspândită a fost această practică. Media rusă speculează că președintele Vladimir Putin, după ordinul de mobilizare parțială semnat săptămâna trecută, ar putea declara legea marțială și, astfel, închide hotarele țării pentru toți bărbații apți de luptă.